dați-vă mâna unii altora, rostiți-vă binecuvântare. S-au făcut 80 de porții de mâncare aici, de povara colectei a scăpat. Vă mulțumesc și pentru gestul neașteptat. Doamne, gândit că faceți o colectă pentru centru. Vreți să ne cumpărăm un aragaz mai mare pe banii ăștia. Sper să ajungă. Am făcut azi noapte o gripă, de fapt, aseară. Aseară când am plecat de aici, eram destul de supărat. Și am făcut și o gripă. Doare și gâtul grozav. Și abia aștept să termin slujba dimineața asta. Să mă întrebe copiii ce ne-a adus din Germania, gripă. Am știut eu că iau ceva de la Turcia ieri. M-am gândit. Vreau să vă vorbesc despre biserică, dar vreau să fac o mică paranteză. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu statul trebuie să aibă grijă de copii și de oameni săraci, ci biserica. Mie mi-e drag călugării ortodoxi, pentru că se duc în vârf de munte și nu există munte în România unde să nu fi făcut o mănăstire. Nu mai pot fi nicăieri singura să scapare imediat o mănăstire pe lângă tine. Dar cel mai tare îmi plac de călugării catolici. Ei au coborât de pe munte în oraș. Și vezi în spitale, îi vezi în clinici, asistente medicale. Deci eu cred că valența, adică obligația bisericii să fie între oameni. Probabil ca și Avram e mai bine pe munte. Acolo aproape de Domnul, te rogi, nu ai treabă cu nimeni. E mai greu în Sodoma. Dacă vrei să-ți păstrezi credința și într-un fel sau într-altul trebuie să faci bine. De-aia mă rog în dimineața aceasta că Dumnezeu să ne ajute să ieșim din turnul ăsta de fildeș, în care stă biserica, și să iasă stradă. Biserica trebuie să fie o biserică implicată. Nu Iohannes va schimba România. N-are nicio putere. Singurul care poate schimba România e Hristos. Amin. Dar asta nu numai măsura în care biserica se roagă. Eu sunt împotriva predestinării și atunci când spun că s-a căsătorit cineva, spun că s-a căsătorit cu cine merita. Sensul care ai ce meriți în viață. Soțul, soția, copiii, păstorul, biserica, ai ce meriți în viață, dar nu pot să nu uit că trebuie să înțelegem că noi suntem chemați să facem lumea asta mai bună. Dacă în viață avem ce merităm, putem să schimbăm foarte mult atunci. Putem să fim mai buni și mai frumoși. Doar să știți ce e biserica? Nici eu nu știu. Cred că e ceva magnific. Vreau să vă vorbesc despre biserică pentru că îmi doresc ca să lăsați ceva pruncilor voștre. Nu să fie mulțumit dacă lăsați doar o casă și cheile de la mașină. Dacă nu veți lăsa moștenire copilor voștri biserică adevărată, oriunde să fie, v-ați ratat calitatea de părinți. Suntem obligați să lăsăm copilor ceva ce nu trece. O biserică puternică. Biserica, din fapte, capitolul 5, spune că prin mâinile apostolilor, versetul 12, se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu puteza să se lipească de ei, dar norodul îl lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnavi pe ulițe și își puneau 14 aștenuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, în cetățile vecine, și aduceau pe cei bolnavi și cei chinuiți de duhuri necurate și toți să vindeca. Marele preot i-a luat, pus mâinile pe apostol și a aruncat în temniță de obște. Și un înger a venit și le-a spus: noaptea, duceți-vă, stați în templu și vestiți norodul acestea cuvintele vieții acestea. Vedeți că avea o viață ca în filme, biserica primară. Acum vindecau pe cineva, noaptea și-o petreceau în pușcărie, nu știau când ies, cum, câți ies, dacă ies întregi. Biserica este funcție de visele pe care le avem. De fapt, noi, este o cântare, mă cântăm, că noi suntem biserica, cei de la Tofle o cântă. Că dacă suntem noi biserica, puteți să o faceți pentru numele lui Dumnezeu mai frumoasă, mai atractivă.
Să fii duminica dimineața, eu nu-mi imaginez să ai 27 de ani și să petreci următorii 50 plictisându-te în biserică. Am fost într-o biserică în Austria, la Salzburg, odată, mă, vreo 15 ani. Și m-am dus în biserică și un bărbat din spate, eu m-am așezat pe scaunul din spate. Și desfăcuse ceasul, avea un ceas din ăla cu mecanism foarte complicat. Și pusese un șervețel pe pantalon, desfăcuse ceasul tot și toate piesele acum le punea înapoi. După aceea nu-i merg ceva la ceas. A avut timp în timpul unei slujbe la biserică. Vă dați seama cât era de concentrat lângă ceasul ăla, știi? Și momentul ăla, auzi că mă uit la el. Zice, îl auzi? Așa supor de 15 ani, zice. Mai multe oare, cum se desface un ceas 15 ani? Dar se vedea că nu mai are nervi. Se vedea că e un fel de zombie din ăsta. Cum ați putea să trăiți în o asemenea biserică? În care să vii nefericit și să pleci nefericit. În care să nu cânți, să nu lauzi, să nu... Îi mulțumim Lui Dumnezeu toată inima, să nu-ți placă să te întâlnești cu oameni. Eu nu vorbesc de o anumită biserică, vorbesc de Biserica Lui Hristos. Putem să facem o biserică suportabilă și într-o biserică ortodoxă sau catolică. Că nu ne-a chemat Dumnezeu să stăm ascunși pe sub lumânări. Nici să facem programe. Parcă undeva stă ciudat o biserică într-un, nu știu ce stau, ce-o fi vrut Franței să-l facă, garaj sau ceva. Dar contează, am fost în tot felul de biserici ciudate la România. În tot felul de locuri ciudate. Ne imaginăm biserica cu turlă, cu cruce mare, sau ceva neterminat, ca Sagrada Familia, știți? De la spaniol. Și de ce nu termină spaniolii biserica aia, nu? Nu că a făcut-o mare. Nu i-a ajutat nemții să o termină. Nemții vrea să investească în autostrăzi decât în biserici. Încă popor ca spaniolii n-am întâlnit. Chefangia și tot timpul pe banii altora. Ne dorim o biserică cu confort, nu? Ne dorim o biserică cu confort. Îți spunea un prieten al meu, preot ortodox, măcar la voi ce se poate dormi, că aveți fotolii în biserică, dar la noi ce foarte rău în picioare. E... Nu e ușor. Nu e ușor. Ne-am dorit o biserică în centru. De obicei neoprotestanții stau prin periferii. Noi încă și acum mai avem frică de comuniști. De obicei ne închidem, punem perne în geam, mai smeriți. Ne-am dorit ca în biserica noastră să fie oameni bogați, nu? Colecta să fie pe două, trei cântări. Și mulți, și bogați. Toate sunt bune. Și oamenii bogați sunt buni în biserică, și biserica să fie în centru, și turla să fie mare, și să avem în biserică confort. Toate sunt bune. Dar cel mai important lucru pentru biserică este ca o biserică să aibă un scop mare. Le-am spus tinerilor că trebuie să viseze XL, să-și facă visele mai mari decât îți iei acum, să încapă în ele. Dacă veți visa tot mărimea aia, toată viața, veți fi niște oameni nenorociți. Faceți-vă vise mari. Biserica trebuie să aibă un scop mare. Prima întrebare că trebuie să ne punem, când adunăm să facem o biserică, vreau să știți că, ce Domnul Iisus Hristos, dacă vor fi doi sau trei adunați în numele meu. Voi fi și eu în mijlocul lor. Dar ăia, doi, trei, trebuie să pună întrebarea. De ce suntem noi aici? Păi, suntem din obișnuință. Suntem că și în România la o anumită oră se adună. Așa ne-am învățat, ca și câini în Pavlov, la Blin. Să mergem duminica la biserică. Că nici nu poți să stai o viață întreagă duminica în piața de mașini. Te întreb, ce am putea să facem? De ce suntem noi duminica adunați? Și care e scopul unei biserici? Observați că scopul bisericii primare de aici, eu nu-i idealizez pe ei, că au avut și greșelile lor, că nimeni n-ar fi vrut să fie păstor în biserica din Corint. Nu? Niciunul dintre dumneavoastră. Să sfârșească orice slujbă tobețâie. S-au zis tot felul de povești și biserica din Corint era tot timpul la știri. Apărea câte ceva din ea. Nimeni n-ar fi vrut să fie păstor acolo. N-ar fi vrut să fim păstori în biserica din Galatia. Niciunul. Sau să fim membri acolo, unde se măsura lungimea baticului la ușă. N-a fost biserica perfectă. V-am spus că biserica perfectă nu există. Dar o biserică care să aibă un scop mare și scopul lor a fost ascultă de Hristos. Biserica primară s-a constituit pe ideea ascultării de Hristos. Pentru că Iisus a venit și le-a spus în felul următor, eu vreau ca să populez cerul.
Eu am făcut, mă duc să vă pregătesc un loc și vreau să-l populați voi. Hristos doar l-a construit locul. De umplut trebuie să-l umplem noi, locul ăla, oameni. Vă imaginați cerul cu oameni singuri? Să vă duceți câte o veșnicie până întâlniți vreun om prin cer? Eu vreau să fie înghesuială în cer. Eu vreau să fie mulți acolo. Dar scopul unei biserici exact asta este. Să vorbească oamenilor despre Hristos toată ziua și despre cer. S-a cântat. Noi nu suntem de pe pământ. Ar trebui să și trăim cum cântăm. Că dacă sunt cetățenii în alte lume, ar trebui să povestim cât e de frumos în lumea noastră. Să le facem la oameni cerul frumos. Că dacă le povestim cum e cerul, bă, ce cer să va cânta. Da. Eu personal, dacă aș ști că numai atâta, n-aș prea vrea să fiu pe acolo. Dacă asta e numai cerul, o veșnicie în care vom cânta toți. Cred că trebuie să fie plictisitor. Spune că robii lui vor sluji acolo în cer. Dar eu cred că nici măcar, nici cântare, nici slujire, nici nimic din toate acestea. Simpla prezența lui Hristos te face să nu-ți mai dorești nimic. Cam asta ar fi cerul. Acolo e El, punct, și gata. Deci e cel mai important lucru care poate să existe, prezența lui Hristos. Scopul unei biserici este ca să facă cât mai mult bine, în cât mai scurt timp, că nu mai avem mult timp la dispoziție, să vorbească la cât mai mulți oameni despre Hristos, să aibă idei inovatoare, să aibă tot felul de dorințe, de a putea să... Mă întreba cineva acum, într-o zi, că au văzut și botez la noi, că s-au botezat 19 și s-au mai botezat încă 19, după ce era, să zicem, amin. Că ce-am făcut? Păi nimic, ce să facem? 3 zile am avut post și rugăciune înainte, de tot. În rest nimic. Eu mi-am dat jos ceasul de pe mână și pantofii din picioare. Asta putea să fac oricine. Observați că scopul nostru este dat de dimensiunea cât vrem noi ca să ne jertfim pentru asta. Adică noi vrem ca să avem rezultate mari cu fonduri mici. Scopurile noastre să fie mărunte. Știți care e scopul nostru? Bărbații care își mai aduc aminte de Beoloni. Era el fotbalist. În viața lui nu tribla pe nimeni. Când prindea mingea, trăgea cu ea de la mijlocul terenului, mai de groasă, să nu se întâlnească cu un adversar. Dacă țineți minte. Beoloni de la 70 de metri trăgea, dacă e cazul. Nu lasă să scape de minge. Scopul bisericii astăzi, din păcate, nu mai este un scop agresiv. E să păstrăm numărul. Cât suntem acest punctul în tripa? Să rămânem noi. Ne-am băgat în tot felul de biserici să ne păstrăm ceva. Ce ați putea păstra, dumneavoastră? Ce ați putea păstra, dumneavoastră? Dacă nu vom avea scopuri imense, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, ei voia, biserica avea să plece curând, să pregăteau toată marea plecare, plecau în Orient, după care aveau să plece în Europa, aveau să plece în Africa. Biserica se ducea, se umplea de putere ca să se poată duce. Ați ascultat sute de predici aici, în bisericile acestea. Ce ați făcut cu ele? Mereu ne alimentăm, spuneam, e o problemă, mereu ne alimentăm de la stația de benzină. Dar am impresia ciudată că biserica nu consumă carburant în curs săptămâni. Am dreptate sau nu am? Venim plini, plecăm plini din locul acesta, rezervoarele sunt pline, nu le-am golit. N-am alergat, n-am vorbit altora despre Iisus Hristos. Mi-a scris un om, nu era să vă citesc mesajul, dar mi-am adus aminte că azi noapte mi-a scris o doamnă de aici, din America, din Germania, din Hamburg. Doamna Iulia Stoller. Mi-a spus, am cancer, pastor, eu sunt ortodox. Nu m-a chemat nimeni la biserică. Dumnezeu mi-a descoperit pe Hristos, zice, ciudat, prefer ciudat. Rugați-vă și pentru mine. Tot felul de oameni care nimeni nu i-a chemat la biserică, nimeni nu s-a rugat pentru ei. Spunea tot din Germania, un tânăr, lucrez la o companie din aceasta de, povesteam tinerilor, lucrez la o companie de gunoaie, care duc gunoaie. Nu mi-a vorbit nimeni niciodată despre Dumnezeu. Eu sunt român, plecate aici o grămadă, sunt un orășel mic, nu știu dacă mai sunt alți români. Și n-am mai auzit vorbindu-se românește de ani de zile. Și într-o zi când am pus un coș de gunoi cu macaraua în spate, că la noi nu ne atinge, el a căzut ceva din el jos. Și a rămas mut, eu sunt român. Un CV-ul pe care scrie în românește în pasă de tine. Ce CV-ul este român? Ești român aici pe strada asta și nu știu.
Probabil un pocăit plictisit l-a aruncat la coșul de gunoi. Spune, m-am dus acasă și am ascultat CD-ul acela și din clipa aceea m-am întâlnit cu Hristos. La nicio biserică n-a fost niciodată, Dumnezeu mi s-a revelat din gunoi. Din coșul de gunoi al vieții. De unde trăiesc, de acolo Dumnezeu m-a ridicat. N-am avut pe nimeni. Asta e meseria mea, să am grijă de gunoi. Întreb, unde e biserica? Păi dacă pocăitul ăla de pe strada lui a aruncat CD-ul ăla la coșul de gunoi, că-ți vine să paralizezi de nervi. Păi ce biserică suntem noi, fraților? Ce scopuri avem noi în viața asta? Ajung oamenii să se hrănească din gunoaiele noastre, în ce aruncăm noi. Nu-i dureros. Foarte dureros. Eu cum văd lumea asta? S-a dus mama, tata și cu copilul la film. Știți, luminile erau un film pentru copii, dar la copilul vrut să meargă la toaletă. Când s-a dus și a venit la toaletă, nu mai știu pe întuneric unde sunt părinții. Și atunci tot întreba pe fiecare rând. Zice, așa în întuneric, mă cunoaște cineva? El a rușit să spună, bă, vezi că m-am pierdut. De... Întreba pe fiecare, mă cunoaște cineva? Asta strigă tu disperată unei lumi. Treabă oameni, totuși pe mine, mă știe cineva aici? Ar trebui să știe cineva, biserica să știe. Să luați carte de telefon, să vedeți, sunteți vreo 14.000 în Freiburg. Nu am înțeles. Unde sunt atunci? E datoria voastră, nu e datoria îngerul. Vine Arhanghelul Mihail și Gabriel. Să întrebe, was ist das? Țara asta. Ciudat sunteți. Treaba noastră, a creștinilor, asta, ca să vorbim oamenilor despre Hristos. Amin, ajută-ne, Doamne. Și scopul nostru e să meargă oamenii în cer. Amin. Nu să fie pentecostali. Baptiști, ortodoxi, catolici. Bă, hai la noi, că la noi e biserica adevărată. Serios? Trebuie să spui și mie, să mă duc și eu la aia. Ne-am băgat în zidurile noastre de beton și le-am numit nu știu cum. Biserica... Va trebui să avem un scop mare. Pentru ce trăim noi aici? Să luăm cât mai mulți oameni în cer. Ăsta e scopul unei biserici. După aceea, restul sunt metode. Cum doriți dumneavoastră? Vine să mai povestesc ceva. Numai cu vreo 15 ani. Vine la mine un american și zice că ar putea să facă el evangelizare, că el e pentecostal. Bine, mai vrei să faci, cum se numește? În oraș. Ce trebuie un traducător, știi tu? Nu, zic eu, nu le-am pe engleză. Eu rus am făcut la școală. Și a fost, la vremea mea rusă se făcut. Am băgat 8 ani de rusă. Tot îi așteptam să vină. Îmi mai rămânsesc o oaie acasă, un porc. Și l-am întrebat el cu ce se ocupă. Eu zice, eu sunt cu centura neagră la karate. Mă, ce frumoasă meserie m-am gândit. Păi zic că e profesor de karate în Statele Unite. Nu știu ce făcea. Și că vrea să facă evanghelizare. Fă-mă la evanghelizare. A doua zi era târg în oraș, în Beiuș. Ne-am dat la o întâlnire la o anumită oră cu traducătorul. I-am dus o sură din biserică. Nu știam ce se va întâmpla. Și-a apărut ăsta în haina aia, nu știu cum se numește, kimono-ul ăla. Vă dați seama când s-a întâlnit în târgul nostru, în Beiuș, nu se întâmplă nimic niciodată. Polițaii sunt burți mari, nu s-a furat de 8 ani nimic. Când a apărut ăla, tot târgul s-a strâns după el. După aceea i s-a cășunat pe un pom. Au început să dea în pomul ăla. Eu ne noroci frunzele, s-au adunat mai mult, că vă dați seama că s-a chemat tot târgul. După ce o prăpădit pomul ăla, l-au aranjat așa frumos, la ce au venit și le-au început să le vorbească despre Hristos. Știți ce a făcut? Așa de puternic lucra Dumnezeu prin el, prin omul ăla. N-avea cum să-i adune altfel, decât dacă venea îmbrăcat așa, și să se apuce la bătaie cu pomul. Așa a strâns. Noi nu puteam strânge, el a strâns. Și apoi le-a vorbit despre Dumnezeu. Probabil va trebui să găsim tot felul de metode pentru a ajunge la ei. Poate o pizza, poate o vorbă bună, poate o mers pe la spital, poate o carte de telefon, poate că sunt oameni singuri, poate că nu-i teamă nimeni niciodată, poate că nu știe că existați.
Poate că aveți un sentiment de automulțumire. Trebuie să aveți un scop mare. Vise mari pentru că să aveți un încărcare. Probabil acum, nu știu, eu așa prevăd, așa mă gândesc că va trebui ca să vă mutați din buncărele astea de beton. Și aici și în altă parte și să vă faceți biserici mari și să visați mare. Să luați cu asalt bisericile nemților, cum îți goale. Și să-i cotropiți, cum ne-au cotropit pe noi într-o perioadă. Să-i asimilați. Eu cred că va trebui să gândiți următoarea strategie. Că mă tem că nu prea repede să plecați înapoi în țară. Și va trebui ca să... Va trebui ca să vă gândiți bine. Dacă v-aș spune eu, ca și Ieremia, că mai trebuie să mai stați vreo 70 de ani aici. Cei mai mulți dintre noi ați plecat pentru o săptămână, pentru o lună. Pentru 6 luni, ca să vedeți cum e. Și au trecut ani. Trebuie să aveți un scop mare. 1, 2. Biserica adevărată are un scop mare, dar are și predicatori mari. Aici puteți mai greu. Dar oamenii ăștia nu făcut să școli. Aveau pe Petru predicator, pe Ioan predicator. Ei nu aveau oameni pregătiți în școli puternice. Ci aveau oameni care predicau 3 lucruri. Dacă vă uitați în Fapte, în toate capitolele din Fapte, toate predicile din Fapte au cele 3 caracteristici. Prima dată vorbesc despre înălțarea lui Hristos, acest Hristos care a plecat la cer. Neapărat Hristos trebuia spus că e în cer atunci, cu Duhul Sfânt jos pe pământ. 2. Se predica despre zidirea Sfinților, despre starea împreună și condamnarea păcatului. Hristos va veni, deci pocăiți-vă. Până atunci, stăm împreună în biserică. S-au pocăit 3.000 de oameni, s-au pocăit 5.000 de oameni. Și știți de ce? Pentru că predicatorii aceia nu și-au cerut scuze pentru absoluturile pe care le spuneau. Vă rugăm frumos să-mi iertați, dar trebuie să spunem că homosexualitatea de la drag. Nu și-au cerut scuze. Nu au fost politic corect. Au spus păcatul e păcat. N-au stat în costume țepene, ca ciocli. Au încercat să fie umani. Petru a rămas tot Petru. Ioan a rămas tot Ioan și Pavel a rămas tot Pavel. Când a trebuit să trimit un filozof în Areopagul din Atena, nu l-au trimis pe Petru, că el trimitea pe el prăpăd era. Fiecare om era potrivit la locul potrivit. Și nu puteau pune pe Pavel în ziua de Rusalii, chiar era prăpăd. Toți trebuiau să fie la timpul potrivit, la locul potrivit, pentru că întotdeauna există oameni pentru asta. Biserica, spunea Monsenorul Favreau, un catolic de treabă, cea mai frumoasă dovadă de dragoste pe care biserica o poate face lui Hristos, este încurajul de a evolua. Noi trebuie să evoluăm. Pe Iohannis l-au făcut câștigător armata de oameni de pe internet. N-au ținut cont de un lucru. Deja lumea comunică. Vă rog să înțelegeți ce zic. Biserica are la îndemână mijloace pe care nu le-a avut niciodată. Dar trebuie să-și pregătească predicatori puternici. Nu mai investiți în tot felul de lucruri în biserici. Investiți în oameni. Trimiteți-i la școală. Puneți-le Biblia în mână. Luați-le televizoarele de casă. Faceți cu ei o grămadă de lucruri. Puneți-le să citească. Nici o biserică nu va fi dusă mai sus decât nivelul predicatorului de care îl are. Va trebui să aveți oameni care să vorbească despre Dumnezeu, din Dumnezeu, puternic și pe înțeles. Când a predicat Aronside, marele teolog și predicator american, când a predicat în biserica Moody, toată lumea l-a așteptat și a spus, domnule, vine un mare predicator. Dar au venit și o fetiță cu maică-sa. Când a plecat de la biserică, după ce l-a ascultat pe Aronside, a zis, mami, zice, mi-a spus că e predicator mare ăsta. Nu-i. De ce, zice maică-sa? Că nu-i. Am înțeles tot ce-a spus, zice. Predicatorii mari sunt înțelegi de toți.
Noi credem că predicatorii mari se că nu înțelege nimeni. Rabii. Ce cuvinte ciudate. Va trebui să fie simple. Nu știu dacă există carte mai simplă decât cartea asta. Nu mai complicați pentru numele lui Dumnezeu. Predicați cu pasiune. De 20 de ani, învăț tinerii cum să predice Evanghelia. Cred că ei se rezolvă așa peste noapte, să le dau un pahar cu ceva, ca ceaiul ăla turcesc, concentrat și dimineața să se trezească predicator. M-a întrebat unul că ce secret am. Mama? Și-a spus nu. Vreo 7-8 ore pe zi. Citesc până nu mai văd. Pentru că știu că trebuie să fiu pregătit, pentru că diavolul are oameni pregătiți în ceea ce face. Și atunci biserica nu se pregătește? Aici nu există noroc. Aici există muncă teribilă. Aici există care pe care. Bătălia se va da pe cuvânt în anii care vin. Pentru asta biserica trebuie să aibă preoți, predicatori puternici. Oameni care să fie în stare să accepte și să vestească adevărul lui Hristos așa cum este El puternic. Vă rog frumos să mă iertați că sunt... Stați oameni buni, vă cereți iertare că sunteți creștini. Rușinos e să fii hoț. Nu creștin. Nu mai stați cu capul plecat. Trebuie să aveți... Predicatorii dumneavoastră trebuie să aibă tupeul ăla bun. În care să le spună oamenilor acestea adevărul. Nu mai există altul. Nu-l îndulciți. Nu-l înmuiați. De dragul de a veni oameni în biserică. Ei sunt sătuli de compromisuri acasă. Ei au nevoie de o biserică puternică, vie, la care să trebuiască să le placă ceea ce văd. Mă văd parte de o asemenea biserică, o biserică extraordinară. Bă, ăștia se manifestau atât de zgomotos. Noi tineri eram cei mai conservatori. Bătrânii, căciulile în aer, aplaude, tobe. Predicatorii lor erau cu gâtul, cu mâna în gâtul omului acolo. Tot timpul îi spunea, tu să te pocăi. Să certau. Le plăceau, abia aștepta să vină. Dar nu puteai să predice. Erau ca la meciurile de box. Așa strigăte se auzeau. Deci că le plăcea ceva. Biserica trăia frumos. Nu știu, va trebui să învățăm asta. Aveau, spunea, nu numai predicatori mari sau scomare. Avea putere mare. O biserică trebuie să aibă putere. Se vorbește foarte mult despre oamenii care vin în biserică și așteaptă să plece cu ceva de la noi. Cu rugăciunile noastre, cu... Dumnezeu nu e în căutarea unor oameni, a unor biserici în acestea frumoase, neapărat în interior, ci frumoase în inimă. M-au întrebat studenții, domn profesor, ce trebuie pentru societatea asta, pentru români? Și le-am spus, societății noastre, românilor, ne trebuie unghii murdare și minte curată. Orice popor se clădește pe aceste două absoluturi. Unghii murdare și asta înseamnă muncă. Și o minte curată. Din păcate, astăzi oamenii au mâini curate și o minte murdară. Niciun popor nu va putea merge înainte. Avem nevoie în bisericile noastre, pentru că Dumnezeu este în căutare unui om cu inimă curată. Capul limpede și cu mâini bătătorite. Puterea care o are o biserică nu vine de la ea. De la oameni care sunt cu daruri, proroci, pastori și predicatori și cântăreți. Că dacă nu ne vom asemăna cu ciocănitoarea aceea, stătea și ciocănea acolo într-un pom. Și în clipa ce ciocănea acolo, om trăsne, cerșan, tot pomul ars. Coboară ea, tot arsă și ea, zdrelită, penele luate. Ce după, eu nu știu că am așa puterea în ciocul ăsta. Nu mă, n-ai. N-ai, te trăsne tu, de la Dumnezeu vin, dacă îți dume, de la... ciocănele tale. Biserica, ce bine se mândrește ea, că bă, am făcut nu știu ce. N-ați făcut nimic. Dumnezeu face prin noi. Amin. Dumneavoastră va trebui doar să vă puneți la dispoziția Lui. Puterea vine de la Dumnezeu. Puterea de a face minuni și semne. Puterea de a vă aduna împreună. Puterea de a trăi altfel. Plin de pasiune, de bucurie. Biserica nu este un loc în care se adună niște murături al lui Hristos, nu? Mulți se parcă botezați în oțet, nu în apă. Deci locul în care nu stau niște gogonele, ci stau niște oameni sfinți,
care așteaptă să vină Hristos știind că poate să fie ultima slujbă. Când am întrebat-o pe Ana la noi în biserică, a fost de între bătrânii alea care pocăite, i-a spus ce își doresc, să mor în casa Domnului, zice. Și Dumnezeu a ascultat-o, când am zis și harul Domnului nostru Iisus Hristos, așa a murit. În picioare zicând și harul Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că și-a dorit să trăiască toată viața acolo și să moară acolo. Pentru că ea considera că în locul acela văzuse suficiente lucruri. Că Dumnezeu era acela care a binecuvântat-o cu asemenea, cu asemenea biserică. A fi parte într-o biserică frumoasă e un privilegiu. Nu oricine are privilegiul acesta. Și va trebui să aveți grijă de bisericile voastre. Să nu le vă mai vorbiți pentru numele Lui Dumnezeu, nu mai vorbiți de rău. Exact cum ți-ai vorbit nevasta de rău. Bă, am o nevastă, nu se spală. Ne vorbim copiii de rău. Nu ne vă dați seama că, de fapt, noi suntem aia, când ne-am vorbit familia de rău. Cine este penibil? Noi suntem penibili. Dar nu vă vorbiți familia de rău niciodată. Biserica, e o biserică super, totul merge bine, frate. La noi, extraordinar, minunat, ne bucurăm. Știți ce spunea David? Mă bucur când mi se zice, dar vă pun întrebarea, cum era slujba de dimineață? El se bucura, pe el nu-l interesa, el se bucura de dimineață, tipă la 9. Voi așteptați că să vă bucurați la 12. El se bucura la 9, înainte de a începe. Și el venea cu o atitudine pozitivă la casa Domnului. Păi nu-l interesa dacă predica nu știu cine sau cânta nu știu cine. Păi îl interesa să fie bucuros de dinainte. Și eu chiar am zis zilele acestea, dacă ați venit voi într-o zi acum, de dimineață, hai că alegeți pe cine, veniți în locul meu aici, să vedeți ce figuri. Dar credeți că mi-e ușor ca să predic ani de zile în fața unui om care stau ca la stomatologie, plictisiți, apatici, cerniți. Din altă văd facturile trecând pe aici pe fața ochilor lor. Mașinile care fierul de călcat pe tot în priză. Avem nevoie de zâmbetele, de încurajarea voastră, de puterea voastră. Unde să ne ducem? Vin oamenii cu probleme. Noi îi trimitem la medici. Medicii trimit înapoi, la noi. Domnule, o problemă psihică, să meargă la spitalul 6. Ei de la spitalul 6 spune, e problemă de popă, rugați-vă pentru ea. Nu vă gândiți că oamenii așteaptă de la biserică să facă, să aibă putere. 90% dintre problemele oamenilor nu trebuie soluționate de consilieri, de avocați, de medici. A fost un medic la noi în biserică, a venit în vizită, a spus că e statul unde o clinică mare, opera numai stomacul. A zis că nu știu câte mii de stomacuri opera. O zi la 90% dintre ei trebuia să le fie operat capul. Că de aici pornea totul, de aici era durerea de stomac și frământările și gastrita și ulcerul. Pentru că oamenii au îngrijorări, o grămadă și oamenii vin la biserică și trebuie să găsească putere aici, trebuie să găsească speranță. Vă rog să mă credeți că putem trăi fără apă vreo 10 zile. Putem să trăim fără mâncare vreo 70 de zile. Putem să trăim fără aer vreo 6 minute, 7 minute. Dar nu putem să trăim fără speranță nicio clipă. Biserica trebuie să aibă puterea de a împărtăși speranța la oameni. Sunt oameni care nu mai au speranță. N-au un control să se ducă. N-au unde să se ducă. Oamenii sunt pierduți. Sunt fără orizont. Vin de acasă bătuți, abuzați. Și noi să plecăm, să plece de la noi tot bolnav. Tot fără speranță. Tot loviți. Ei vin îmbrăcați în negru, sufletește. Noi trebuie ca să obligăm ca în 2 ore și jumătate să aibă un viitor și o nădejde când pleacă pe ușa aceasta. Dacă o biserică nu face lucrul ăsta și a pierdut scopul, noi nu venim aici să acumulăm cunoștință. Noi venim aici să avem pe Dumnezeu mai mult în noi. Mai mult în noi. Aveau... Biserica mare are și dușmani mari. Vorba mandeliștilor. Observați orice cântare a lor, trebuie să neapăra cu dușmani. O biserică trebuie ca să se enerveze lumea. Dacă nu enervați, dacă nu aveți dușmani mari, atunci nu e biserică mare. Dacă nu sunteți vorbiți de rău, dacă nu sunteți călcat în picioare,
vorbeam de biserica noastră, cu biserica noastră, vorbeam despre biserica noastră și spuneam că fiecare biserică are îngerul ei. Așa spunea Toma d'Aquinas. A spus că îngerul nostru tot e șifonat și ciupelit, cum se spune, nu mai are nici pene pe el. Știți cum e la noi? Dacă vine omul beat acasă și scoală tot cartierul, pe stradă la mine se cântă la greu. Vin obosit, după ce îmi beau jumate din tot diazepam, mă cul și eu. În clipa aia apare de la bufet, în fața copacului, este un copac vis-a-vis de casa noastră, el asărează-mă. Copacul ăla. Și încep să cânte. Știți cum îi privește lumea? Băi, ce să mai îmbăta și ăștia. Dar îi privește mai cumva cu oarecare dragoste, înțelegere, empatie. Nu e nervă numai noi când ne strângem la biserică. Iar poliția, imediat. Domnule zice, s-o parcat greșit iar la dumneavoastră, la biserică, acolo, pentru că avem parcare, dar vin prea mulți oameni. 11 metri, zice, acolo o mașină parcată greșit. Pentru domnul polițist, 30 de mașini parcate greșit în fața casei mele. 20 de polițiști greșiți, parcați, zic, prin Beiuș. Dar voi n-ați văzut decât biserica noastră. Am copii de la casa de copii, veniți și ăștia, îți bolnavi, că nu pot, nici nu pot ține nimic. Au probleme tot cu vezica, cu o grămadă, stau și dor pe canale, pe nu știu cum. Durmeau la noi în biserică, la, acolo în podi ține. Nu vine un medic vecin cu noi. Ăla plimbă câinile fiecare seară, pe la 5. Plin de bani. Și începe să mă hărțuiască acum, vreo câțiva ani de zile, că zice, vezi, zice că pruncii ăștia care tot se ia, păduchioși ăștia, zice, au urinat la mine pe zidul de la casă. Nu cred că a fost vreunul dintre ei mei. Că putea oricine să facă lucrul ăsta. Dar i-am spus că n-am mai putut. Domn doctor, câinile dumneavoastră urinează de 11 ani de când sunt eu păstor aici. Tot aștept să moară. Deci n-am văzut câinii mai longevivi ca și câinile noastre. Pe peretele bisericii mele zic și nu v-am certat niciodată până acum, n-am zis nimic. Dar pentru dumneavoastră văd că un câine e mai important decât un om. Ați băgat de seamă chestia asta și în Germania. Da. Au ocrotit animalele mai mult decât pe oameni. Știți că enervăm. O să enervați și dumneavoastră dacă aveți scopuri mari și vă mutați într-un local mai mare, o să enervați, pentru că orice biserică enervează, care e o biserică puternică. Când nu enervezi pe nimeni, când nu ești vorbit de rău, fă-ți probleme dacă lucrarea e bună. S-ar putea să fii non-combat cu diavolul. Și să te lase acolo. Spune Pavel, dacă suferim acum, vom și împărăți împreună cu el. Ei erau respectați înaintea oamenilor pentru ceea ce făceau, dar oamenii îi puneau pe foc când îi puneau pe creștini. Ei n-au avut nicio șansă. Adică te iubesc, dar mâine te torn la poliție. Erau respectați pentru felul în care trăiau, dar n-aveau nicio șansă în fața oamenilor. Când te iubește lumea, ai probleme. O biserică trebuie ca să provoace în rândul oamenilor o stare de nervi. Stare de frământare. Știți de ce? Pentru că înseamnă că a atacat în împărăția Întunericului. Că a stârnit demonii. Că a stârnit Betesda în fiecare. Și că asta enervează întotdeauna. Biserica mare are oameni mari. Stătea rezemat în baston, cum stau ei la noi, în sac. Stă câte o săptămână așa în baston. Trece lumea pe lângă ei. Stau cu oile. Crezi că statui. Ba, devine unul cu mașină, zice, s-a născut cineva mare aici în satul nostru. Da. La noi în sat, zice, se nasc numai oameni mici. Ce oameni mari ar fi? Bă, zice, în biserică lor au un deputat. Ce frumos. Încă un gușat. Oameni mari, să ai un om mare la tine în biserică. Vă rog frumos, faceți-i loc, mă. Ăștia săraci. Legați de aici. Vine marele. Biserica primară avea oameni mari, dar ei înțelegeau cuvântul mare altfel.
Erau oameni mari pentru că au renunțat la locurile de muncă. Pentru Hristos. Petru, pescar, Ioan a renunțat și el, încă avea o firmă de pescuit, Ioan și Iacov. Tatăl lor avea barcă. Hai că Petru era din ăsta cu ziua. Luca, vă mai pun întrebare la medic. De câte ori s-a mai dus să facă medicină după aceea? Vă spun eu când în pușcărie cu Pavel. Atât. Oameni care și-au lăsat totul. Ce a spus Hristos lui Matei? Ce făcea Matei? Stătea la vamă, număra pe bani. Vino după mine. Tot a pierdut în ziua aia. Pe om mare, mă, dacă tu pierzi pentru Hristos și un loc de muncă. Nu mai vorbesc de alte lucruri. Oameni mari pentru că au pierdut mult. Nu toate slujbele ne sunt bune pentru noi, pentru creștini. Nu? Sunt lucruri pe care trebuie să le pierdem în viață, că nu avem ce să facem. Va trebui ca să înțelegem că au fost oameni mari pentru că au renunțat la averile lor. Barnaba și-a vândut un ogor, moft. De ce credeți că și-au vândut ogoarele? Pentru că cei care s-au pocăit în ziua de Ierusalim n-au mai plecat acasă și nu erau de acolo. Atunci seara la biserică, știți cum a fost slujba? Tu, pe ce stradă stai în Ierusalim? Pe strada Doamnei numărul 15. Nu foarte bine, tu iei vreo 10 oameni, că tu ai bani. Ei mănâncă la tine. Tu iei că ești mai sărama 5. Mii de oameni au rămas în Ierusalim, împărțiți la biserică. Și ce au făcut ca să le dea de mâncare? Păi și-au luat din casă. Și la un moment dat ce trebuie să facă? Să-și vândă casă. Și-au vândut ogoarele ca să poată să-i alimenteze pe ceilalți cu mâncare. Dacă plecau în zonele lor, erau uciși. Cu Hristosul pe care le propovăduia. Și cum să credeți că de bine au început să-și vândă ogoarele? Au renunțat la averi pentru Hristos. Pentru că au știut că nici el nu și-a pus bani la cer. Va trebui ca să trăim în așa fel încât să fim gata oricând. Nu-i păcat să ai mașină de ultimul timp. Nu-i păcat să ai casă. Dar să nu-ți legi inima de nimic de pe pământul acesta. Va veni o zi în care va trebui ca să alegi. Și va trebui ca să pleci și să renunți la o grămadă de lucruri. Prima mea mașină pe care am avut-o când am construit biserica. Azi am cumpărat-o. Și mâine trebuie să cărăm niște lemne pentru că erau niște văduve care n-aveau, două care trăiau lângă biserică. Și era o mașină frumușică. Și am băgat lemnele în portbagaj. Și apoi am cărat cu ea și pietre. Și am făcut biserică. Și mi-am dorit să am televizor color. Visul meu o să am televizor color. Rămăsesem cu tumoarea asta, vorea lui Ceaușescu. Mi-am luat televizor color și vreo două săptămâni de zile l-am folosit. După a trebuit să-l vindem, că nu mai aveam ce mai face pentru biserică. Am avut frați care și-au dat verighetele acolo. Pentru că învățam să renunțe. Că mi-am dorit ceva pentru copiii noștri, biserică mare și frumoasă. Și atunci am renunțat la o grămadă de lucruri. Nu ne-au ajutat nici americanii, că bătrânii mei nu au avut niciun ian în străinătate. Nimeni nu a plecat. Noi cred că am avut singura biserică 100% românească și au primit 8.000 de dolari. Cu 8.000 de dolari putea să-și facă o catedrală de la niște menoniți. Aia, dar ce făcut cu banii? Eu băga sub pernă și-o aștepta să vină vasul de lucru să le spună dacă se construiască să lăsă biserică. Americanii au stat un an, văzut că ăștia nu ridică nicio sagradă familie în Beiruș. Și au zis, mă, unde-s banii? Sub pernă, zice, că n-am primit ordine să începem lucrările. Mă dați banii aici înapoi, că poate primesc alții. Le-au luat de la bătrânime și banii. Tot așteaptă și am o lucrare să împlinesc. Au renunțat la religia lor. Să renunț la banii ușor de renunțat. Să renunț și la locuri de muncă, dar să renunț la religie, mi se pare ciudat. Pavel. Spune, eu eram fariseu, aveam religia mea, posteam două zile pe săptămână, dădeam zecivelă din toate, îl iubeam pe Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur, așa știam toți și știau toți, atunci și evrei. Că pentru asta au ajuns în Babilon, că au zis că putea să fie Dumnezeu doi, sau trei, și au ajuns în Babilon 70 de ani robi. Când au venit de acolo, nu mai au avut chef de idolatrie. Și au zis, Dumnezeu unul singur. De-aia nu-l prea l-au înțeles ei pe Hristos. Chiar bine și l-au cam respins, pentru că erau sătui de Babilon. Și au zis, Pavel, am renunțat la religia mea, toate le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare pe care să-l cunosc, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Adică Pavel își dă seama că el nu mai poate avea o religie. Domnule, eu nu schimb religia mea. Asta e o problemă. Eu zic să vă schimbați.
Dacă vedeți că religia noastră nu vă creează bucurie, religia noastră nu vă creează trăitul după cartea asta, dacă nu v-a schimbat viața, păi schimbați-o dumneavoastră pe ea atunci. Dacă ea nu v-a schimbat-o, voi schimbați-o dumneavoastră pe ea. Că nu-i bun. Dacă nu schimbă. Religia trebuie să schimbe. O, nu se lase așa cum e. Pavel și-o schimba religia. Acum vei spune dumneavoastră bătut bine pe drumul Damascului. Mă, e bine și așa. Că o parte dintre dumneavoastră cam așa a venit la Hristos, nu? Voi și niște analize greșite. Dumnezeu nu lucrează numai cu, ce mai faci, nu vrei să te pocăiești. Mai dă cu tine de pământ câteodată de sunt ca o tobă. Au renunțat la confortul lor. Nu trebuie să renunți la confort, la o grămadă de lucruri pentru Hristos. Că nu e ușor să vii pe scaunele astea, sau pe bănci, pe lavițe. Au renunțat la duminicile alea în care puteau să-și bea cafeaua, să privească știrile. Mă, o singură zi pe săptămână aveți și voi... Muncim toată săptămâna și duminica în loc să stai și să sfore și tu. Câteodată am trei slujbe pe duminică. Vin acasă, duminică seara, nu mai știu pe ce lumez. Și mă uit și mă gândesc, ziua de odihnă. Și luni trebuie să fiu fresh, ia, să iei de la capăt. Exact ca și cu Revelionul. După ce am muncit ca proști un an de zile, așteptăm să produc un miracol în noaptea dintre ani, ca să intrăm în anul care vine cu bateriile încărcate. Nu. Au renunțat la viețile lor. Au murit pentru Hristos. Ștefan, spune cuvântul Dumnezeu, că a văzut cele deschise și a spus, mai bine mor decât să renunț la Hristos. Nu vi s-a cerut pentru el. Poate să muriți față de lume, vi s-a cerut. 100%. Dar poate că nu-i târziu. Nici să muri pentru el. Aș vrea să închei spunându-vă că am încercat să vă explic puțin cum e biserica. V-ați dori să aveți o asemenea biserică frumoasă și când vorbesc de mare, nu mă gândesc la număr. Deși și ăsta e un lucru frumos, să fie mulți. Și să-ți placă să vii la ea, să abia aștept să vii la ea, să trăiești altfel, să iubești pe Dumnezeu altfel. Am văzut că s-au pregătit o grămadă de porții de mâncare aici acum. Mă gândesc că e ușor să fii membru la biserica asta. Sunteți puțini. Nu vă iubește nimeni. Vă trebuie să vă iubiți voi unii pe alții. Vă trebuie să lăsați problemele și diferențele între voi. Frate, zice, ce să facă cu ăla? Zice că nu crede în botezul cu Duhul Sfânt. Împușcă-l. Ce să facem noi acum dacă... Stângem de gând, că nu crede. Că așa a zis Iisus Hristos, că dacă întrucât atâna de noi, să trăim certați unii cu alții. Baptiști cu pentecostali, ortodoxi cu nu știu mai care. Am fost într-o biserică ortodoxă. N-am auzit cântându-se niciodată așa de frumos ca în biserica aia. Nici nu spun cuvinte mari. Le-am copiat o grămadă de cântări care le cântăm la Beiuș și venit din biserica ortodoxă. Din biserica aia. Eu când am auzit cum cântau dumnezeiește, îngerește, cântau toți. Și l-am întrebat pe preot, părinte, zic, cine vă învăța să cântați așa frumos? Frică, zice. De frică am început să cântăm. Aduseseră... Ajută-mă, Doamne. Aduseseră niște demonizați în biserică. Niște femei. Erau în mijlocul bisericii. Eu nu le-am văzut, că erau mulți oameni, știți, că erau în picioare, că n-au bănci ca la noi. Și eu n-am știut ce fac acolo. Femeile acelea au început să se dezbrece, să-și arunce, să-și rupă sutienele de pe ele. Aveau spume la gură. Și au început să urle, ca în grădina zoologică. În clipa în care se auzeau urletele acelea, biserica începea să cânte. Apoi mi-a dat seama ce mi-a spus preotul, a început să cântăm din frică. Ne duceam și ne rugam și... cu preotul și spuneam slujba lui Vasile cel Mare și alungam demonii din femeile alea. Când s-a terminat slujba la biserică, au ieșit și demonii din ele și au fost eliberate în numele lui Iisus Hristos. Le-au adus cu patru oameni și au plecat cu picioarele lor. La biserică a început să cânte de frică. Voi n-aveți frica asta. Dacă ar veni cineva la mine tulburi aici, slujba, l-am dat pe ușă afară.
Hristos făcea un lucru fantastic. Știți care? Hristos scotea dracul din sinagogă și păstra omul. Când sinagoga era om îndrăcit. Că lui nu-i rușine diavolului să vină în biserică. Noi astăzi aruncăm din sinagogă, din biserică, omul cu dracul tot. Afară, deci, exclus. Păi, frate, unde ați auzit că Hristos a exclus pe oameni? Știți ce făceau cu ei biserica primară? Vreau să vă spun ce făceau. Spune Policarp, îi puneau pe ultima bancă în biserică. Venea și spunea, a păcătuit mă. Nenorocitul ăsta s-a îmbătat. Îți pare rău? Da, îmi pare rău. Du-te și stai acolo și pocăiește-te. Că nu scoteau afară din biserică. Că suntem singura armată din lume care ne ucine răniți. Biserica e singura armată din lume care își ucide răniți. La asta ne chema pe noi Hristos. Domnule, am o problemă. Rugați-vă pentru el. Că nu știți cum ați reacționat dumneavoastră cu problema aia. Satana l-a biruit, zice, ispită. Dar dacă a rămas în picioare, e harul lui Dumnezeu. Amin. Este o lege în biserică. Ultimul care rămâne în picioare îi ridică pe cei care au căzut. Și ceea ce mulțumesc Dumnezeu și pentru voi e faptul că n-am găduit să cădem toți odată. Amin. Și tot părând ca să fie cineva în picioare să ne ridice. De două sau de trei ori am prins biserica asta, m-am întrebat ceva de ce am venit aici. Am zis din amintiri am venit. Eu am prins biserica asta și am auzit despre ea că trebuie să o ia de multe ori la început. Aia nu e biserica care nu o ia de la început de multe ori. S-ar putea ca să o luați iar de la început și tot așa să o luați, pentru că biserica va trebui să se reinventeze. Sunt convins că aveți un drum de făcut acum. Vă așteaptă ceva. E prea mare presiunea celor 14.000 de români din Freiburg ca să mai gândiți mic, mărunt. Va trebui să vă schimbați strategiile, va trebui să vă schimbați, să plăniți altfel viitorul. Va trebui ca să puneți preț pe oameni, să iubiți, să fiți în lumea aceasta o lumină de Dumnezeu. Să-L celebrați, să fie o explozie de bucurie, să aveți dușmani, vorba lui Salam. Va trebui ca să aveți oameni care să vă urască temenii pentru ceea ce faceți. Va trebui ca să abia așteptați să veniți aici, să găsească copiii voștri răspunsuri la întrebările lor, la problemele lor. Va trebui să găsiți voi răspunsuri. Va trebui să iubiți pe Dumnezeu. Va trebui să renunțați la ce vă desparte. Prea puține lucruri ne despart. Cele mai multe lucruri le avem în comun. Dar diavolul ni le scoate tot diferențele în față. Tot mai zice, uite-te și pe asta, mă, cum se închină, mă. Uite-te la aia cum e îmbrăcat. Nu mai judecați carte după coperță. Poate nu i-a spus nimeni ce să facă sau cum să facă. Dumneavoastră v-ați născut într-o familie de creștini. Iar s-a născut într-o familie de alcoolici. Nu mai judecați. Rugați-vă pentru ea. Noi am vrea să fie toți ca noi, dar suntem diferiți. Slavă Domnule că suntem diferiți! Amin. Ce îngrozător ar fi să fim toți la fel, ca în 1984, la Orwell. Fim toți niște mutanți din aia, la fel. Slavă Domnule că suntem diferiți. Mă bucur de asta. Și în chestia asta cu oameni diferiți am și un loc, are și Mihaița, aveți și voi, fiecare. Toți avem loc. Toți suntem frumoși. Toți ocupăm un loc în inima lui Dumnezeu și în biserică. Dar vreau să ne rugăm pentru biserică. Să vă rugați pentru biserica voastră. Aveți exact biserica pe care o meritați. Pentru care v-ați rugat. Când v-ați rugat pentru ea. De noi depinde biserica așa. Noi suntem biserica. Noi ne putem face viața mai frumoasă, mai bună. Biserica mai mare. Și îmi doresc ca următoarea dată când vin la noastră să aveți vreo 600 de membri. Amin. Asta e de început acum, până vă mai așezați. Vă doresc să fiți o problemă pentru Freiburg. Cu parcările, să vină poliția pe voi, să-l aresteze pe Mihăiță. Îmi doresc, pe Franț. Tulburarea liniștii publice, marșuri, cam așa îmi văd eu biserica. Să văd să fie o problemă gravă biserica pentru societatea asta. Biserica excepțională.
Apropo de asta, promit că nu mai fac altă parate și ne rugăm. M-am dus în Suedia. Dumneavoastră știți că Suedia, Iliescu avea și el boala cu Suedia, modelul suedez. Din cauza bătrâneții. Suedia este unul din cele mai îngrozitoare, să mergeți odată acolo să vedeți, unul din cele mai îngrozitoare experimente amestecului statului în biserică sau politici în biserică. Pentru cei care încă își mai doresc amestecul biserici în politică. Nu, dacă știți, biserica pentecostală suedeză a fost biserica națională. Nici biserica lui Putin, ortodox, n-a reușit performanța asta. În Suedia, biserica pentecostală a fost biserica națională. Avea 1000 de misionari primiși pe an în Africa, în altă parte. Au avut trezii spectaculoase și vindecări. Au fost paralizați care s-au ridicat în picioare. Dar s-a întâmplat ceva cu biserica suedeză. Și ce? S-au amestecat în politică. Și au format statul, le-a dat biserici, locașe, și ei s-au amestecat în politică și au făcut un partid Joker. Și erau doar două partide mari în Suedia. Niciunul nu putea avea majoritate fără Jokerul ăsta, fără partidul ăsta. Și erau 4 ani la guvernare, când cu unii parcă erau UDMR-ul de la noi. Când cu alții. Un fel de fată în parcare devenise biserica suedeză. Au avut câte 10 miniștri în guvern. 10 miniștri pentecostali. Astăzi biserica de vânzare. Toată. La fiecare colț de stradă aproape vedeți biserica pentecostală, nu știu cum se numește acolo în suedeză, dar e de vânzare. De închiriat. Pentru că noi nu suntem de pe pământul ăsta, aici ne plătim doar impozitele și taxe. Noi suntem de sus din cer. Va trebui să mergem la vot, dar nu ne amestecăm în porcăria numită politică. Votăm cum ne spune Dumnezeu să o facem. Vreau să spun și asta. Trebuie să percepeți cât e rolul și locul vostru în politică. Voi trebuie să percepeți și păstorul. Ce m-a fermecat păstorul de la biserica suedeză. De unde vii, zic că din pușcărie, zic că trebuie. Mă, cât ai stat acolo? O an. De ce? Dar m-am luat, zice, de homosexual. Și acum ce faci? Păi nu știu ce, că duminica am prima slujbă. După ce am ieșit din pușcărie și ar vine așa cu camerele video pe mine să vadă cum au reciclat ăștia în demnis. Nu, ne-a rugat împreună, m-am dus acasă, am auzit după 3 luni care l-a dus. Mai stau un an. Pentru că a spus în felul următor, am stat un an de zile în temniță și m-am spus că homosexualitatea e dracu. Va trebui să ne rugăm pentru homosexual, dar să urâm homosexualitatea. Ce nu m-a schimbat după un an de zile, vă spun același lucru. Și ăștia l-au dus ea. Va trebui poate că vom fi o problemă cu oamenii aceștia. Biserica va trebui ca să fie o biserică care să creeze probleme. Dacă nu vom crea probleme, vom fi ca o fântână din aceea goală. Îmi doresc din toată inima ca să avem asemenea biserici puternice, mari și frumoase. Haideți să ne ridicăm în picioare.